Bună seara, să-mi spuneți când pot să încep. După cum bine știți, am finalizat perioada de izolare. La finalul perioadei de izolare am fost testat, diagnosticul a fost negativ. În toate cele 14 zile cât am stat în izolare, mi-am exercitat atribuțiile de prim-ministru și am condus practic activitatea guvernului și am intervenit pentru luarea tuturor măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor pe care ni le-am stabilit pe această perioadă. Dați-mi voie să vă spun că acționăm în continuare pe câteva linii foarte precise, care urmăresc câteva obiective esențiale. Primul și cel mai important obiectiv pe care îl avem este să avem grijă de sănătatea, de viața semenilor noștri, să reducem cât de mult este posibil riscul de contaminare a cetățenilor români. După cum bine știți, astăzi am participat la inițiativa președintelui României la o întâlnire de lucru în care am făcut o evaluare aprofundată a situației în care ne găsim și de asemenea am convenit asupra câtorva măsuri care urmează să fie adoptate prin ordonanță militară de către Ministerul Afacerilor Interne cu aprobarea mea ca și prim-ministru. Toate măsurile pe care le luăm, repet, au ca obiectiv reducerea la maxim a riscului de contaminare a cetățenilor români cu acest virus. După cum bine știți, sunt măsuri de restrângere a circulației, a deplasării cetățenilor români. Dacă până la emiterea ordonanței, care, repet, va fi prezentată în cursul serii de Ministrul de Interne și de echipa de la Ministerul Afacerilor Interne, interdicția de a ieși din casă a fost valabilă între orele 22 și 6 dimineață, după emiterea Ordonanței militare 3, vom impune această restricție între orele 6 și 22. Practic, cetățenii vor avea posibilitatea să iasă din locuință, din domiciliu, pentru a se duce la muncă, pentru a-și achiziționa bunurile necesare pentru viața de zi cu zi, mâncare, medicamente și alte produse. Vor avea posibilitatea de a ieși la domiciliu pentru a se duce la analize medicale urgente, care nu pot fi soluționate prin telemedicină și necesită deplasarea cetățeanului până la medicul de familie sau până la un spital, în cazul în care sunt chestiuni de sănătate mai grave. De asemenea, se va permite deplasarea în jurul locuinței pentru mișcare, pentru plimbarea animalelor de companie care sunt. Deci, practic, vor exista limitări ale deplasării cetățenilor pe parcursul zilei. De asemenea, am văzut că s-a rostogolit o informație care nu este adevărată și care veți vedea că nu este adevărată privitoare la persoanele cu vârsta de peste 65 de ani. Se știe foarte clar că cei mai expuși îmbolnăvirii care prezintă cel mai mare risc sunt persoanele în vârstă, pensionarii, bunicii, părinții noștri, cei cu vârsta de peste 65 de ani. Pentru a-i proteja, doar pentru a-i proteja, se va institui, practic, această interdicție de a ieși de la domiciliu, dar nu pe toată perioada zilei. Va exista un interval orar în care pensionarii, cei cu vârsta de peste 65 de ani,
se vor putea deplasa și chiar ne impunem ca obiectiv să le asigurăm servirea aproape exclusivă în magazinele alimentare, în farmacii, pentru persoanele de peste 65 de ani, astfel încât să nu interacționeze cu alți cetățeni pentru a-și cumpăra ceea ce au nevoie pentru traiul zilnic. De asemenea, se pot deplasa ca să facă o plimbare. Deci modul în care a fost prezentată ideea de măsură nu este corect și Ministrul Afacerilor Interne va prezenta conținutul ordonanței care va clarifica această situație. Continui să apelez la români să fie responsabili, să respecte întru totul recomandările medicilor, recomandările prin care se pot feri de a fi infectați cu virus sau pot să-i ferească pe cei din jur să fie contaminați cu virus. Toate recomandările, toate măsurile trebuie respectate pentru că este mult mai ușor și mult mai bine dacă se reușește limitarea răspândirii, reducerea atât de mult cât este posibil, reducerea numărului de persoane care să se contamineze cu acest virus. Un alt obiectiv important pe care îl avem este achiziția de echipamente de protecție, de măști, de combinezoane, de viziere, de ochelari, de mănuși, toate echipamentele de protecție. Repet, ca să fie toată lumea corect informată. În mod normal, conform legii, ar fi trebuit să existe stocuri strategice care să fie achiziționate din timp pentru a putea face față unei epidemii și unei creșteri a consumului de astfel de materiale necesare pentru a combate epidemia. La momentul la care am preluat guvernarea, stocurile erau zero. Pe 4 februarie am emis ordonanța de urgență care a permis Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate să demareze procedurile pentru a achiziționa aceste produse care sunt fundamentale pentru protejarea cadrelor medicale, pentru protejarea tuturor celor care sunt în instituții publice și au interacțiune cu cetățenii de la poliție, jandarmerie, poliție de frontieră și toate celelalte categorii de personal, de asemenea pentru a putea eventual să punem la dispoziție și companiilor pentru a-i putea ajuta să protejeze angajații la locurile de muncă. La ora actuală, cererea pe piața internațională a crescut exploziv. Facem toate eforturile posibile, omenește posibile, pentru a putea achiziționa aceste cantități. Am avut N contracte, N oferte, care din păcate nu au putut fi onorate, din decizii care au fost luate de diferite companii sau diferite state care nu ne-au permis să ducem la bun sfârșit contractele care au fost semnate. Și astăzi, cu fiecare contract în parte, înregistrăm dificultăți foarte mari. De exemplu, ca să luăm 80.000 de măști de la o companie germană cu care aveam contract, a trebuit să se intervină la Ministrul Sănătății ca să emită un ordin special ca să elibereze cantitatea care să fie livrată pentru România. De asemenea, avem din foarte multe țări în care avem contracte cu companii, este necesar să intervenim la nivel diplomatic, să folosim toate pârghiile pe care le avem la dispoziție și de unde inițial era numai ONAC-ul implicat în procedurile de achiziție, la ora actuală orice instituție a statului care are relații, vă dau exemplu, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin intermediul reprezentanțelor comerciale și toate structurile care au capacitatea de a realiza contracte, indiferent că sunt de stat sau private, sunt implicate în acest efort. La ora actuală se organizează achiziția pe lângă ONAC prin Unifarm, prin Crucea Roșie. Vreau să mulțumesc Crucii Roșii care a venit alături de noi și tuturor companiilor care au făcut donații către Crucea Roșie, special pentru a putea înarma Crucea Roșie cu veniturile necesare pentru a putea pune la dispoziția statului român echipamente și materiale necesare pentru a putea să protejăm
cetățenii români. Facem achiziții prin intermediul Ministerului Sănătății cu o finanțare de la Banca Mondială. Derulăm achiziții prin alte companii și prin alte structuri, astfel încât să reușim orice fel de contract să putem să-l ducem la bun sfârșit cât mai repede, astfel încât să putem să obținem aceste echipamente, biocide, substanțe dezinfectante. Am simplificat procedurile la maxim pentru a permite producerea în țară. Deja a început producția de măști în țară, deja urmează să înceapă producția de combinezoane, producția de izolete în România de către companii românești și încercăm să sprijinim aceste companii să crească producția, să poată să livreze cantități mai mari, astfel încât să punem la dispoziția instituțiilor, spitalelor, medicilor de familie, medicilor din ambulatoriu și tuturor categoriilor de angajați care sunt implicați în prima linie a bătăliei contra coronavirusului. Al treilea obiectiv important pe care l-am urmărit încă de la declanșarea epidemiei a fost acela de a întări direcțiile de sănătate publică. Pot să vă spun că la ora actuală, față de efectivele inițiale, în direcțiile de sănătate publică, numărul de angajați au crescut cu peste 4.000 la nivel național. Am implicat rezidenți, am implicat medici școlari, am implicat medici sau cadre medicale care au fost disponibile, fie în diverse spitale care nu sunt în prima linie, pentru a putea să întărim capacitatea direcțiilor de sănătate publică, care sunt extrem de greu încercate și care trebuie să deruleze proceduri, trebuie să facă față unor misiuni pentru care nu fuseseră pregătite și dimers trebuie să creștem sistematic capacitatea direcțiilor de sănătate publică de a face față acestor evenimente. Aici este vorba de întărirea capacității de derulare a anchetelor epidemiologice. Anchetele epidemiologice, imediat ce se constată o persoană care este diagnosticată pozitiv, duce la decizia de a trimite în izolare la domiciliu toate persoanele care au intrat în contact cu persoana diagnosticată pozitivă. Anchetele epidemiologice se derulează cu o viteză crescută și dau posibilitatea ca foarte mulți dintre cei care au intrat în contact cu persoane diagnosticate pozitiv să nu se ducă în societate pentru a transmite virusul către cei apropiați. Anchetele epidemiologice și-au arătat în mare măsură rezultatele prin diminuarea răspândirii. De asemenea, sistemul de izolare la domiciliu și de asemenea sistemul de carantinare. Direcțiile de sănătate publică trebuie să urmărească sistematic în centrele de carantină și de asemenea în privința persoanelor izolate la domiciliu, măsura în care se respectă, evident în colaborare cu poliția, cu jandarmeria, cu autoritățile locale, măsura în care se respectă. De asemenea, trebuie să urmeze toate procedurile, pentru că va crește numărul de persoane care își termină perioada de 14 zile și trebuie să aibă grijă ca ieșirea din perioada de izolare să deruleze după o procedură, toți cei care au simptome să fie diagnosticați, iar cei care nu au simptome să primească de la direcțiile de sănătate publică, practic, permisul de ieșire din izolare. Direcțiile de sănătate publică sunt implicate de asemenea în efortul de a decide măsurile privitoare la toți cetățenii care intră în România. Trebuie să știți, ați văzut cu ochiul liber, România pur și simplu a primit zeci de mii de cetățeni români care s-au întors din țări, cum sunt Italia, Spania, Franța, Germania, țări în care numărul de cazuri diagnosticate pozitiv este foarte mare și efortul depus de DSP împreună cu Poliția de Frontieră pentru a putea asigura controlul, procesarea tuturor declarațiilor și mai ales implementarea deciziilor de carantină și de izolare la domiciliu să poată să se deruleze în cele mai bune condiții. Apreciez foarte mult activitatea DSP-urilor și îi felicit pe toți aceia care s-au alăturat dimers și care susțin, practic, fără să aibă neapărat o pregătire necesară, pur și simplu învață zi de zi ceea ce trebuie să facă, își asumă riscuri și reușesc să ducă la decizii care să reducă
riscul epidemiei. De asemenea, este în curs, am participat după reuniunea de la Cotroceni, am participat la o videoconferință, tot alături de președintele României, de ministrul sănătății, de ministrul de interne, de ministrul transporturilor, de ministrul apărării, la o videoconferință cu directorii de spitale și directorii de direcții de sănătate publică, evident cu prefecții. Practic, punem în practică un plan de pregătire graduală a spitalelor în funcție de numărul de persoane care sunt diagnosticate pozitiv să primească persoane care sunt diagnosticate spre tratament. Având, practic, trei linii de trei etape de pregătire a spitalelor în care, pe rând, intră spitalele în funcțiune. Prima linie care funcționează astăzi, în a doua linie în care intră spitale de pneumologie, de boli infecțioase și alte spitale care au capacitatea de a trata și, de asemenea, pregătim a treia linie în care identificăm în fiecare județ spitale care să fie dedicate exclusiv tratării persoanelor care sunt diagnosticate pozitiv. Pentru a asigura o creștere a capacității, atât în ceea ce privește numărul de paturi pentru tratarea cazurilor obișnuite, cât și în ceea ce privește creșterea numărului de paturi pentru secțiile de terapie intensivă. Sigur că în cursul procedurilor de achiziție suntem în diferite faze. Creșterea capacității de diagnosticare este extrem de importantă pentru că în funcție de creșterea capacității de diagnosticare avem capacitatea de a identifica persoanele care s-au contaminat cu virusul. Trebuie să știți că am plecat de la un număr foarte redus de real-time PCR, aparate de analiză. Practic, în prima parte au funcționat 9 astfel de aparate de tip real-time PCR. La ora actuală sunt puse în funcțiune 19. Am identificat toate PCR-urile pe care le putem pune în funcțiune pentru a diagnostica. PCR-uri care există fie la NSVSA, fie la facultăți, laboratoare de cercetare, fie în institute de cercetare, fie în spitale, PCR-uri care există și care trebuie puse în funcțiune. Și de asemenea, am achiziționat, până în prezent sunt achiziționate 10 aparate noi, de asemenea prin Crucea Roșie, care sunt distribuite în momentul de față în teritoriu. De asemenea, prin Unifarm avem un contract în care deja au fost achiziționate 10 PCR-uri, din care 4 sunt deja montate și pregătite să fie distribuite. De asemenea, în cadrul videoconferinței pe care am avut-o, am aflat cu bucurie că s-au mișcat și spitalele și că și spitalele au achiziționat PCR-uri și kituri de testare. Problema cea mai mare pe care o să o avem în perioada următoare este aceea de a asigura kiturile de testare. Aici fac o paranteză, se vorbește foarte mult. Aici multă lume se pricepe la coronavirus, așa cum se pricepea și la fotbal și la politică. Epidemiologii, membrii grupului de suport științific, care funcționează pe lângă Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, au spus foarte clar, diagnosticarea trebuie făcută pe aparate de tip PCR. Nu există teste rapide. Testele rapide despre care se face vorbire, sigur, ele există, dar au o precizie care nu pot să ne confere siguranță că în cazul în care le folosim, persoanele care sunt diagnosticate negativ, sunt 100% diagnosticate negativ. Există o marjă de eroare de 20%, dacă nu și mai mult, care prezintă un risc enorm. Dacă noi din 100 de persoane pe care le diagnosticăm negativ, 20 de persoane sunt pozitive datorită acestui
lipsei de precizie a sistemului de testare rapidă, înseamnă că noi eliberăm cu certificat de a fi liber în societate oameni care sunt, de fapt, purtători ai virusului și la rândul lor ei pot să transmită virusul către alți cetățeni. Concentrarea pe care o avem este foarte clară. De asemenea, pe lângă contractele prin Crucea Roșie, prin Unifarm, am demarat proceduri și prin Ministerul Sănătății, pe un program finanțat de Banca Mondială, unde avem iarăși obiectivul de a achiziționa în continuare PCR-ul. În ceea ce privește kiturile, pe lângă kiturile care au fost achiziționate până în prezent, am fost informat de Unifarm că există un contract cert și că vom primi 2000 de kituri de testare care au capacitatea de a testa cel puțin 100.000 de persoane. Acestea sunt datele tehnice într-un viitor apropiat. De asemenea, suntem în curs de achiziție de ventilatoare. Unifarmul are contracte semnate pentru 100 de ventilatoare. De asemenea, Onacul are contract semnat pentru 200 de ventilatoare. Sigur, ele urmează să vină după un grafic, pentru că aceste ventilatoare, chiar dacă semnez contractul, producerea lor durează și ele vin într-un ritm în funcție de capacitatea de producere. Utilizăm toate sursele posibile care pot să furnizeze tot ceea ce este necesar pentru a putea pregăti tratarea coronavirusului în spitale, astfel încât să existe un risc cât mai mic de a se înrăutăți starea pacienților. Sigur că ați văzut că am adoptat două ordonanțe de urgență privind măsuri economice. În momentul de față punem la punct modul de aplicare a lor, astfel încât să fluidizăm cât mai mult procedurile, să le simplificăm cât mai mult, pentru a putea oferi companiilor și angajaților toate formele de sprijin pe care le-am hotărât prin ordonanță de urgență. Continuăm activitatea în grupul de lucru economic, de asemenea continuăm consultarea cu mediul de afaceri, cu reprezentanții asociațiilor profesionale, cu reprezentanții sindicatelor pentru a identifica și alte măsuri. Suntem într-o intensă comunicare cu Banca Națională a României și de asemenea cu reprezentanții sistemului financiar bancar pentru a identifica cele mai bune soluții de susținere a angajatorilor și a angajaților, a persoanelor fizice și a persoanelor juridice care au credite, astfel încât să putem să oferim o gură de oxigen pentru acești oameni care sunt în diferite situații și mulți dintre ei poate nu mai au posibilitatea de a plăti creditele. Sigur că în această consultare urmează să vedem foarte clar deciziile pe care le va lua Banca Națională și, de asemenea, Guvernul, în colaborare cu Banca Națională, va adopta actele normative necesare pentru a coordona măsurile luate de Banca Națională cu măsurile luate la nivel guvernamental. Mă opresc aici și vă stau la dispoziție cu răspunsuri la întrebări. Bună seara! Înțeleg de la dumneavoastră, Petruța Obrejan de la Radio România Actualități, înțeleg de la dumneavoastră că veți lua o serie de măsuri pentru persoanele de peste 65 de ani. Până acum s-a înțeles ideea că ele vor fi izolate, practic, nu vor mai avea dreptul să iasă. Și dumneavoastră avansați ceva timp, un interval. Aș vrea să ne dați câteva amănunte despre acest interval. Vă vor fi prezentate toate detaliile ordonanței militare în cursul acestei seri de echipa de la Ministerul Afacerilor Interne. Și de asemenea, înțeleg că cei care sunt în carantină sau izolați vor purta sau vor avea niște măsuri electronice. Despre ce este vorba? Deci împreună cu STS punem la punct o aplicație care să ne permită monitorizarea mișcărilor persoanelor aflate în izolare la domiciliu și în carantină. Astfel încât să putem ști, instalând aplicația
dacă se deplasează în afara domiciliului sau nu. Știți foarte bine că în ordonanța 2 am luat o măsură care nu a fost prezentată foarte clar. Deci noi am luat măsura ca cine încalcă izolarea la domiciliu, automat să intre în carantină instituționalizată, iar dacă o persoană care este în carantină instituționalizată încalcă normele de carantină instituționalizată, să mai primească încă 14 zile de carantină instituționalizată. Evident că un astfel de soft, care deja am văzut că există în alte țări și pe care încercăm să-l realizăm, funcționarea unui astfel de soft va ușura foarte mult misiunea autorităților locale, poliției, jandarmeriei, direcțiilor de sănătate publică, ne va ușura foarte mult supravegherea respectării izolării la domiciliu. Acum, hai să fim cinstiți. Foarte mulți dintre cei care s-au întors trebuie să fie verificați dacă respectă izolarea, pentru că unii dintre ei, după cum s-a văzut și la televizor și după ceea ce a identificat poliția și jandarmeria, n-au respectat izolarea la domiciliu. Aici trebuie aplicată cu severitate maximă măsura de respectare a izolării la domiciliu. Și atenție! Faptul că îi băgăm în carantină dacă nu respectă izolarea la domiciliu sau le mai dăm 14 zile de carantină, nu exonerează de răspunderea contravențională și penală. Și aici vreau să dau un semnal foarte clar. Nu avem nevoie de reglementări speciale în ceea ce privește codul penal. În starea de urgență, orice infracțiune poate fi pedepsită cu maximum pedepsei și cu încă 2 ani, până la 2 ani de zile, în plus față de maximum pedepsei. Vom apela la măsuri severe. Oricine comite o infracțiune, indiferent ce infracțiune va comite, vom solicita instrumentarea rapidă a dosarului și aplicarea pedepsei maxime, care este prevăzută de lege în cadrul situației de urgență. Bună seara, Teodor Bobei, Mediafax. Întrebarea mea este, de ce inițial am avut o recomandare din partea autorităților către oameni de a sta în case, iar iată acum, la scurt timp după, pentru o ordonanță militară, se restricționează oarecum? Dintr-un motiv foarte simplu. Am anunțat încă de la începutul crizei că vom lua măsuri graduale în funcție de evoluția epidemiei. Vă readuc aminte că atunci când nicio țară nu lua astfel de măsuri, noi am luat măsura izolării la domiciliu, măsura instituirii carantinei, am luat măsura suspendării școlilor, am luat măsura anchetelor epidemiologice, care n-au fost folosite de unele dintre țările în care s-a extins epidemia. Am luat măsuri graduale, măsuri care încetul cu încetul au devenit din ce în ce mai severe. Într-un fel și pentru pregătirea psihologică a oamenilor. Am dat recomandarea, după care, prin ordonanța care va fi prezentată în seara asta de Ministerul Afacerilor Interne, practic instituim interdicția, obligația. Eu cred că este un parcurs firesc și aici aș mai face o observație. Starea normală este democrația, respectarea drepturilor și libertăților individuale. Faptul că am ajuns să luăm astfel de măsuri, le luăm doar pentru a păzi sănătatea și viața cetățenilor, doar pentru a reduce riscul de contaminare. Sunt niște măsuri excepționale care se dau în starea de urgență și care trebuie să aibă o durată limitată, dar sunt necesare, altfel nu le-am fi luat. Se vede foarte clar, vă aduceți aminte că vineri sâmbătă a existat o relaxare și că oamenii au ieșit bine mersi, ignorând riscul care este existent în continuare. Ori eu cred că cetățenii trebuie să rămână la fel de responsabili, trebuie să aplice cu la fel de multă rigurozitate toate recomandările și toate măsurile pe care le luăm, pentru că, repet, sănătatea e cea mai importantă și sănătatea poate fi cel mai bine păzită prin a evita să se contamineze cu acest virus.
Bună seara, Mioara Costin, Realitatea Plus. Domnule premier, cea mai mare problemă a României de până acum pare să fi fost lipsa testelor care nu au fost suficiente, cu tot cu aparatele PCR și kiturile care ar urma să fie achiziționate. V-aș întreba care considerați că ar fi capacitatea României de testare? Vorbim de zeci de mii, de sute de mii de oameni? Obiectivul nostru, într-un interval de timp de 5-7 zile, este de a crește capacitatea de testare la peste 2000 de teste, chiar cu tendință de a ajunge la 2500 de teste pe zi. Și de asemenea, această capacitate de testare să crească în continuare. Suntem în proceduri, vă repet, nu numai entitățile la nivel național, ci și spitalele județene. O să dăm dreptul spitalelor județene să facă achiziții directe. Altor entități care au posibilitatea să facă aceste achiziții, de asemenea să facă achizițiile directe, pentru că este vital ca un număr cât mai mare de posibili contractori de astfel de PCR-uri și de kituri de testare să aibă posibilitatea să facă contract. Dacă mai permiteți o întrebare referitor la amânarea ratelor pentru români, din discuțiile care au existat până acum între guvern și BNR, vorbim de posibilitatea ca ratele să fie amânate pentru o perioadă de 3 luni, se poate vorbi și despre o posibilă amânare să se ajungă la 9 luni de zile? La cât? La 9 luni. Există o... Vreau să vă spun un lucru simplu, care trebuie înțeles de toți oamenii. De sănătatea sistemului financiar bancar depinde sănătatea economiei. În momentul în care sistemul financiar bancar nu mai pompează bani în economie, nu mai împrumută companiile, nu mai împrumută cetățenii, nu mai împrumută statul pentru cheltuielile publice, economia este într-o problemă extrem de gravă. Noi trebuie, pe de o parte, să susținem companiile și cetățenii care au probleme din cauza efectelor colaterale sau efectelor directe ale măsurilor restrictive, să aibă posibilitatea să-și rescadențeze creditele, să amâne plata unor rate. Noi suntem gata să ne asumăm inclusiv plata unei părți din dobânzi, dar în mod evident această măsură trebuie luată într-o colaborare între Banca Națională, Guvernul României și evident sistemul financiar bancar. Nu poți forța sistemul financiar bancar să renunțe la venituri fără de care nu poate să funcționeze normal. Aici trebuie să existe un echilibru care, pe de o parte, vă repet, să mențină funcționalitatea sistemului financiar bancar, să nu pună băncile într-o situație de lipsă de lichidități sau într-o situație în care să le afecteze buna funcționare și, pe de altă parte, să și putem să oferim o mână de ajutor către companii și cetățeni care se află în dificultate. Echilibru trebuie căutat și trebuie căutat prin dialog, prin colaborare, prin gândirea foarte serioasă a fiecărei măsuri care se adoptă. Știu că există o cu adevărată competiție acum de proiecte legislative care vin și promit marea cu sarea că o să amâne pe 9 luni, pe un an de zile ratele la bănci. Nu se poate face așa ceva. Pentru că în momentul în care băncile își pierd capacitatea de a finanța economia, fiind lipsite de venituri pe care ei nu pot să le compenseze în altă modalitate, vor fi afectate și până la urmă va avea de suferit economia, va avea de suferit cetățeanul, vor avea de suferit firmele. Bună seara, domnule premier, Alexandru Vlădescu, Antena 3. Aș dori să știu, pentru că trăim un moment istoric, dacă aveți un mesaj pentru cei 250.000 de români care au contractele suspendate, pentru că teoretic ei nu știu când se vor întoarce la muncă. Și pe de altă parte, mă mai interesează dacă ne puteți spune cine ne garantează, pentru că tot ați anunțat noi restricții, că ne vom primi aceste drepturi înapoi. Și peste cât timp? Mulțumesc. În ceea ce ne privește, am luat măsura plății de la bugetul de șomaj a șomajului tehnic pentru persoanele care sunt angajate în companii, care fie au fost supuse unor măsuri restrictive care au fost adoptate prin ordonanțe militare sau prin hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, fie sunt afectate indirect și le-a fost afectată cifra de afaceri, încasările, veniturile cu un procent mai mare de 25%. În ceea ce privește situația persoanelor ale căror contracte au fost suspendate, sigur că trebuie să se hotărească relația dintre angajat și angajator
cum se rezolvă această situație și măsura în care vor intra sub incidența prevederilor ordonanței, evident că vom putea plăti șomajul tehnic și către aceste categorii de persoane. În ceea ce privește aceste restrângeri, imediat ce nu va mai exista un pericol real în răspândire, adică după ce vom trece de vârf, că se știe că orice epidemie atinge un vârf după care este într-o descreștere. Imediat ce se va reduce semnificativ riscul contaminării, evident că în mod gradual vom renunța la restrângerile de drepturi și libertăți care au fost decise în perioada stării de urgență. Nu există deocamdată o estimare, înțelegem. Aici, evident că trebuie să ținem cont de părerile specialiștilor, părerile epidemiologilor care cunosc evoluția epidemiilor, deși încă nu este suficient cercetat acest tip de virus și încă predicțiile nu sunt suficient de clare și de asumate de un număr mare de epidemiologi, astfel încât să putem să anticipăm cu adevărat când vom atinge vârful și când va exista o reducere semnificativă a numărului de contaminări, de fapt al riscului de răspândire a epidemiei. Mulțumesc. Bună seara, Loredana Diacu, Epoch Times. O primă întrebare, domnule premier, este legată de activitatea farmaciilor. Ce măsuri va lua guvernul pentru reintrarea normală a activității farmaciilor, în sensul în care sunt farmaciști care se plâng că nu își pot procura echipamentele și, mă rog, materiale de protecție necesare, materiale sanitare, și farmacii care se plâng de asemenea de lipsa unor medicamente esențiale pentru pacienți, li se spune că ar exista unele medicamente în depozite, dar la ei nu ajung. Da, și e cazul eutiroxului, de exemplu, care are un medicament cu aceeași moleculă, de asemenea este vorba de... Nu e ca singular, dar e cel mai cunoscut, da. E vorba de un alt medicament care este folosit, din câte știu eu, pentru diabet, care de asemenea se caută o soluție de a fi suplinit cu altă moleculă. Aici Ministerul Sănătății, Agenția Medicamentul, caută toate soluțiile pentru a asigura aceste medicamente. Știți foarte bine că Ministrul Sănătății a emis un ordin tocmai pentru a preveni ceea ce se numește exportul paralel. Din cauza prețului reglementat la foarte multe medicamente de la noi, care e, cred că, printre cele mai mici prețuri de la nivelul Uniunii Europene, foarte mulți aduceau, importau medicamente în România, după care revindeau aceste medicamente către țări în care medicamentele erau plătite la un preț reglementat mai mare. Ministrul Sănătății, practic, prin ordinul care a fost emis, a interzis acest export paralel. Căutăm soluții pentru orice situație în care va exista penurie privitor la un medicament necesar. Aici fac o paranteză. Știți foarte bine că de pe piața românească, în ultimii ani, s-au retras aproximativ 2000 de medicamente. Din cauza taxei clawback, care a ajuns taxa clawback la un nivel de 30%, creând practic o situație de nesuportat pentru producătorii de medicamente sau pentru importatorii de medicamente, care trebuie să suporte din prețul reglementat 30%, foarte mulți ajungând pe pierdere. Și din cauza asta s-au retras foarte multe medicamente. Noi am prevăzut această situație și tocmai din acest motiv, în măsurile care au fost în domeniul sanitar, în domeniul sănătății, care au fost incluse în decretul pentru instituirea stării de urgență, am prevăzut și menținerea clawback-ului la un nivel mai scăzut, care a fost la nivelul lunii decembrie, până vom găsi o soluție astfel încât acest clawback să ajungă totuși la un nivel normal. Pentru că realitatea este că în mare parte criza de medicamente a fost provocată de un preț fixat administrativ care este mult prea mic în raport cu media europeană și asta a permis exportul paralel plus o lipsă de interes pentru piața românească, pentru că interesul era dat mai mult de exportul paralel. Pe de altă parte, a existat întotdeauna o plafonare a bugetului sănătății, care de la bugetului fondului de sănătate, care a fost alocat pentru suportarea cheltuielilor cu medicamentele gratuite și compensate, care a permis urcarea graduală de la 7%, cât a fost inițial taxa de clawback, la peste 30%.
Aici, mă scuzați că insist, dar există o mică problemă. Din ce am fost informați noi referitor la acest medicament, unor farmacii s-a spus că ar exista în depozite, dar în farmacii nu există. Dacă se poate implica Ministerul Sănătății în... Cu siguranță am avut discuții de acum 4 zile cu Ministrul Sănătății legat de acest subiect. Am vorbit și cu doamna Pârbu, care deține actualmente funcția de președinte la Agenția Națională Medicamentul, tocmai pentru a putea livra fie acest medicament, fie medicamente echivalente care conțin aceeași substanță activă, molecula. Și a doua întrebare, dacă permiteți, vizează aprovizionarea spitalelor, a medicilor, știind că există nevoi foarte mari. E o dublă întrebare, v-aș ruga. Există temeri referitoare la transparența achizițiilor. Cum o veți asigura astfel încât să nu existe niciun fel de discuție? Asta unu și doi, foarte mulți voluntari vor să ajute să doneze diverse materiale. Cum puteți să îi ajutați să veniți în întâmpinarea lor astfel încât să li se ușureze această muncă, să poată să doneze? În ceea ce privește achizițiile. Vă rog. Noi derulăm achizițiile prin ONAC, prin Unifarm, care este compania statului, care este în subordinea Ministerului Sănătății, prin Crucea Roșie, deci prin entități mai mult decât onorabile care fac achiziții la prețurile la care găsesc. Acum trebuie să știți că pentru orice produs pentru care cererea a crescut exploziv, există o creștere a prețului. Orice producător a crescut prețul. Dar aici nu e vorba că îți pui adaos sau, de exemplu, Unifarm are adaos limitat. ONAC nu are niciun fel de adaos. Ce găsește, aia cumpără pe piață. Important e să putem să găsim, să semnăm contracte și mai ales să se respecte termenele de livrare din contractele respective. Pentru că am avut situații în care am semnat contracte și, practic, după aia ne-am trezit că nu ni se livrează produsele respective. Și referitor voluntari care ar dori să... În ceea ce privește voluntariatul, recomand, dacă vor să implice, persoanele cele mai vulnerabile astăzi și care au nevoie de cel mai mare ajutor sunt persoanele în vârstă, persoanele izolate la domiciliu care nu au venituri și care au nevoie de susținere. Pentru a putea cunoaște lista acestor persoane, cel mai bine este să ia legătura cu primăria, cu administrația locală. Pentru că administrația locală, tot conform ordonanței militare, are obligația, ordonanței militare 2, are obligația de a identifica aceste persoane care sunt în situații vulnerabile și de a susține aceste persoane și pot să livreze diferite alimente, orice alte categorii de produse către aceste persoane vulnerabile sau către persoane în vârstă care, de asemenea, au un nivel de mobilitate scăzut, nu au rude apropiate care să le facă achiziția de produse și pot să le livreze, evident, fără să intre în contact direct cu persoanele respective. Bună seara, Laura Culiță de la Știrile Pro TV. Domnule premier, vă rugăm să ne spuneți, spitalele noastre sunt dramatic nepregătite pentru această luptă, în ciuda banilor pe care i-ați alocat în ultima perioadă. În următoarele săptămâni, câți bani veți aloca pentru spitale, dacă vom avea și bani de la Uniunea Europeană și, pentru că se leagă, cum veți rezolva problema personalului medical din spitalele normale, neinfecțioase, acolo unde personalul medical intră în contact cu bolnavi fără să știe și riscăm astfel să rămânem fără personal medical în spitale? Prima măsură care am luat-o și este cuprinsă în decretul pentru instituirea stării de urgență a fost aceea de a asigura spitalele că primesc un buget la nivelul lunii decembrie anul trecut, indiferent de numărul de prestații medicale, de internări, de servicii și proceduri medicale pe care le derulează. Tocmai din cauza faptului că există o pregătire a spitalelor care prevede gradual ca spitalele care urmează să primească pacienți infectați cu coronavirus să-și reducă prestațiile medicale către alte categorii de pacienți. Deci am prevăzut o sumă pentru spitale care este alocată de la nivelul bugetului sănătății administrat de Casa Națională de Sănătate la nivelul lunii decembrie. De asemenea, Ministerul Sănătății a primit resurse financiare suplimentare prin hotărâre de guvern de la Fondul de Rezervă al Guvernului, dacă nu mă înșel, este vorba de peste 200 de milioane de euro care au fost puse la dispoziția Ministerului Sănătății. De asemenea, există finanțare prin Banca Mondială. De asemenea, există posibilitatea decontării
de la bugetul Uniunii Europene anumitor categorii de cheltuieli care se efectuează pentru achiziția diferitelor echipamente, substanțe sau pentru alte tipuri de cheltuieli care se desfășoară. Deci, practic, pot să vă spun că la ora actuală spitalele nu au probleme cu bani. Problema cea mai mare care o avem în momentul de față este achiziționarea materialelor, echipamentelor, substanțelor necesare, inclusiv biocide, substanțe dezinfectante, astfel încât să se poată permanent asigura dezinfecția. Pe de altă parte, măști, combinezoane, ochelari, viziere și toate celelalte categorii de produse de protecție. Sigur că tot ce vine ca și cantitate achiziționată, o trimitem imediat către spitale. Și urmează, există un grafic de livrare în care primim multe categorii, vom prelua în producția internă de asemenea cu diferite companii românești, cum este, de exemplu, Oldchem, care face o donație către Ministerul Sănătății. De asemenea, PharmExpert să primească în cursul zilei de mâine acordul de la Agenția Medicamentului pentru a produce dezinfectanți și alte firme care sunt implicate în producerea de astfel de... Deci problema nu sunt banii în momentul de față. Problema sunt echipamentele de protecție, echipamentele de diagnosticare și mai ales kiturile, pentru că obiectivul nostru este să ajungem ca în fiecare spital, măcar la nivel județean, să avem cel puțin un PCR cu kituri suficiente, astfel încât să putem testa și personalul medical care s-a expus în prima linie, să putem să testăm toate persoanele asupra cărora există suspiciuni. Și aici vreau să spun un lucru foarte clar. În ceea ce privește testarea, noi respectăm niște recomandări, care sunt recomandări care au fost formulate de Comisia Europeană în baza recomandărilor care sunt formulate de corpul experților de la nivel european care au stabilit care sunt prioritățile de testare. Și respectăm aceste priorități și, repet, obiectivul nostru este să testăm cât mai repede. De asemenea, am cerut luarea unor măsuri. Triajul. Să se facă un triaj. Știți foarte bine, cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență, aproape toate spitalele importante li s-a pus la dispoziție acele corturi de triaj care sunt în afara spitalului, în care se facă triajul în aer liber și nu se facă la intrarea în interiorul spitalelor, acolo unde se face recepția, în UPU, unitățile de primiri urgențe. De asemenea, s-a recomandat realizarea anumitor proceduri privitoare la pacienți. Orice pacient care prezintă cel mai mic simptom care să poate să nască suspiciunea că ar fi purtător al virusului, să nu fie internat într-un salon cu alții, cum s-a întâmplat în trecut, ci imediat să existe posibilitatea unor rezerve sau unor saloane speciale în care să fie tratate. Personalul medical să-și ia toate măsurile de protecție oricând interacționează cu astfel de persoană și să se facă diagnosticarea cât mai rapid, astfel încât să eliminăm la maximum riscul ca printr-un pacient care este infectat, care este evident internat pentru alt motiv, că nu este, mulți sunt internați pentru alte motive. Ați văzut, au fost internați în care au fost internați pentru o boală și de fapt erau purtători de virus. De asemenea, pe măsură ce trimitem echipamentele și materialele de protecție, trebuie impuse de managementul fiecărui spital reguli foarte stricte de protejare a medicilor. Aici, pe de o parte, au fost unii manageri care au neglijat astfel de măsuri de protecție, pe de altă parte, au fost unele cadre medicale care uneori au luat în derâdere măsurile astea de protecție. Ori la ora actuală, trebuie orice pacient care se internează să știe despre acest pacient câteva lucruri importante. Dacă are istoric de călătorie internațională, dacă a fost în izolare la domiciliu sau este în izolare la domiciliu. Evident, lucruri care pot să ajute la luarea unei decizii privitoare la modul în care este internat pacient. Și dacă îmi permiteți o clarificare, ce se întâmplă dacă vor întârzia aceste produse, echipamente de protecție? Ele deja au întârziat în raport cu contractele și cu graficele de livrări. Facem eforturi enorme, v-am spus, de toate categoriile către orice țară în care există astfel de producători și încetul cu încetul am convingerea că vom depăși această situație de penurie, de... Ele există, sigur, ele au mai fost distribuite, dar sunt încă într-un număr insuficient. Și din cauza asta ele trebuie folosite acolo unde există cele mai mari riscuri.
Bună seara, domnule premier. Andreea Gurban, știrile Canal D. M-ar interesa să știu data exactă, mai exact de când vor fi emise certificatele de situații de urgență, căci știm că fără ele nu pot fi plătite șomajele tehnice și când nu, va nu, nu, deci nu pot fi plătite șomajele tehnice numai pentru acele companii care s-au închis ca urmare a unor decizii restrictive impuse fie prin ordonanță militară, fie prin decizia ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență. De exemplu, am închis hotelurile sau am închis restaurantele. Doar aceste companii care au acest obiect de activitate și care au suferit măsuri restrictive vor primi acel certificat pentru situații de urgență. El va fi eliberat cât mai rapid pentru că, sigur, el a fost inclus în decretul prezidențial și a trebuit să respectăm, adică am respectat decretul prezidențial. Pe de altă parte, eliberarea acestui certificat e foarte ușor de dovedit pentru că dacă el spune că are hotel, i-a fost închis hotelul și automat se eliberează certificatul pentru situații de urgență. Și pentru cea de-a doua categorie indirect afectată? Cea de-a doua categorie, acum lucrăm la proceduri. În ordonanță scrie că pe baza unei declarații pe proprie răspundere, care sigur următor, ulterior, trebuie verificată, dacă i s-au redus încasările, veniturile, cifra de afaceri cu un procent de minim 25%, beneficiază. Va fi o declarație pe proprie răspundere, evident vor fi probabil verificări ulterioare. Aici îi avertizez pe toți reprezentanții companiilor să fie corecți și să spună adevărul, pentru că noi avem posibilitatea, pentru că îți depun bilanțul, știți foarte bine, și putem ulterior să verificăm măsura în care a fost afectată cifra de afaceri. Și ordinul de ministru când va fi elaborat în acest sens? În termen? În cel mai scurt timp posibil. Cred că în cursul acestei săptămâni ministrul economiei va emite ordinul, dar puteți să-l întrebați. Și a doua întrebare, dacă îmi permiteți, ce puteri suplimentare veți conferi armatei în această situație excepțională? Vom vedea soldați patru. Deci am discutat cu președintele României și cu ministrul apărării. Armata va fi implicată în misiuni de pază, în misiuni de patrulare și de asemenea în misiuni la frontieră, adică vor susține poliția de frontieră și reprezentanții direcțiilor de sănătate publică care sunt la frontieră și care practic interacționează cu toți cei care vin în România și dispun măsurile care se vor lua. Bună seara, Alexandra Popescu, Antena 1 Observator. Domnule ministru, spuneți-mi dacă ați solicitat derogarea de la articolul 15 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și dacă ați făcut-o, de ce? Permiteți-mi să mă documentez ca să vă dau răspunsul la această întrebare. E posibil să se fi făcut acest demers pentru că am instituit starea de urgență. Și instituindu-se starea de urgență, normal că am afectat anumite drepturi care sunt prevăzute în decretul de instituire a stării de urgență. Nu sunt perfect documentat, vă voi da răspunsul la această întrebare când sunt documentat. Și în ceea ce privește vaccinul, înțeleg că ar urma să fie testat acest vaccin în România. Ați discutat exact despre aceste lucruri? Spunea un medic despre testarea acestui vaccin. Rugămintea mea către dumneavoastră este să difuzați doar acele informații care sunt confirmate de autorități, de persoane care sunt implicate în decizie și să nu mai transmiteți informații care pot să vină din gura unui medic, dar un medic nu e neapărat o autoritate. Se fac eforturi la nivel internațional și de la noi sunt echipe de cercetători care sunt probabil incluse în diferite echipe de cercetare și noi avem grupuri care caută să facă cercetare în acest domeniu, dar orice informație, mai ales o informație privitoare la existența unui vaccin de speranță, care dacă nu este corectă, riscăm să creăm iluzii concetățenilor noștri fără să avem o informație certă și nu este corect față de cetățeni. Orice informație legată, de-aia v-am spus și de testele rapide. Testele rapide sunt o poveste. Știu că am văzut că sunt o grămadă de părerologi care spun să achiziționăm 2 milioane, 3 milioane de testele rapide și să testăm populația. Nu există la ora actuală o astfel de situație. Sigur, atunci când se va perfecționa sistemul de testare și există la ora actuală o îmbunătățire a diagnosticării pe sistemul de PCR, care este tot pe același principiu și vor fi produse care să fie accesibile pe piața internațională, normal că le vom achiziționa, dar numai după ce vom fi convinși din partea specialiștilor
că au precizie de 100%, așa cum sunt diagnosticele care sunt formulate de actualele real-time PCR. Bună seara, Ramona Avramescu, Televiziunea Română. Ați avut azi o videoconferință cu directorii de spitale. Aveți în urma acestor discuții o situație privind numărul medicilor și reprezentanților personalului medical care sunt pozitivi sau în carantină în acest moment la nivelul întregii țări și câte spitale sunt afectate? Și, în general, cum apreciați că s-au descurcat, s-au pregătit? În general, cazurile au fost publice. Știți foarte bine că sunt medici și asistente de la spitalul din Suceava. Încă nu avem informații legate de spitalul universitar, dar acolo s-au luat toate măsurile. Noul manager a impus un alt rit de lucru și, evident, s-a derulat ancheta epidemiologică. Nu avem informații. Mai avem informații despre o îmbolnăvire la Spitalul Județean Neamț, care a și fost în discuție în cadrul videoconferinței, pentru că inițial se gândise ca spitalul pentru tratarea persoanelor infectate cu COVID să fie spitalul din Roman, dar în urma acestui caz e posibil să se schimbe decizia și spitalul din Piatra Neamț să fie dedicat tratării persoanelor care s-au contaminat cu coronavirus. Mai există 1-2 cazuri izolate, sigur că urmărim cu mare atenție. Deci aici, clar, pe măsură ce creștem capacitatea de diagnosticare, acolo unde au existat cazuri, evident, va trebui să testăm medici. Medici asistente, adică persoanele care sunt în prima linie. Vă întreb pentru că sunt medici la diverse spitale din țară care se plâng mulți sub anonimat că nu sunt pregătiți, că nu au primit echipamente, că nu au fost instruiți. Doamnă, eu primesc mesaje pe Messenger, pe SMS, pe inclusiv telefoane de la mulți medici, comunic cu orice persoană medic, asistent și caut să primesc informații, pentru că trebuie să recunosc că de multe ori managerii de spitale, mai ales în sistemul de videoconferință în care participăm, în care și prefectul, și directorul Direcției de Sănătate Publică, poate nu reflectă nevoile reale, oricum le-am solicitat și astăzi. Cereți ce aveți nevoie. Dar nu cereți ce aveți nevoie, că am nevoie acum 3 zile. Pe o perioadă de timp predictibilă, astfel încât să putem să facem un grafic de livrări în funcție de cantitățile care ne intră și să-l facem diferențiat în funcție de nevoie. Pentru că o nevoie are spitalul din Fălticeni, de exemplu, sau spitalul din Rădăuți, altă nevoie poate avea spitalul județean Suceava. Nevoile sunt diferite și noi trebuie să știm cantitățile care ne vin să le repartizăm în funcție de nevoile reale care există în fiecare unitate spitalicească. Și a doua întrebare, dacă îmi permiteți, cum vă veți asigura că măsurile care îi privesc pe vârstnici, noile măsuri, vor fi respectate și implementate, în special în mediul rural și în orașe mici, unde multe dintre aceste persoane sunt singure, iar primăriile, serviciile comunitare sunt depășite ca număr de personal, sunt sate întregi unde nu există polițiști și așa mai departe. În primul rând am încredere în discernământul părinților și bunicilor noștri. Am încredere în faptul că vor înțelege că această măsură nu este destinată decât protejării lor, reducerii la maxim a riscului de contaminare. Cu cât se reduce mai rapid răspândirea virusului, cu atât mai puțin va dura această măsură. Eu am încredere că vor înțelege această măsură și vă mărturisesc că cele mai mici temeri le am privitoare la părinții și bunicii noștri că vor respecta această restricție, care e o restricție temporară. Întrebarea mea vizează și ajutorul pe care îl pot primi, adică cine ar trebui, sunt oameni care au nevoie de ajutor. Tocmai din acest motiv am spus oricărui voluntar care doresc să implice, care au posibilitatea să doneze, să țină legătura cu administrațiile locale, chiar în mediul rural, unde nevoile sunt mai mari și unde sunt mai multe persoane vulnerabile, mai ales persoane în vârstă, astfel încât să susțină aceste persoane pentru a avea mijloacele de trai. Bună seara, Cristian Ștefănescu, DGFM și Deutsche Welle. Prima întrebare, există temeri privind o posibilă îngrădire oarecum periculoasă a libertăților, a drepturilor fundamentale, prin centralizarea excesivă a informațiilor, prin derogarea de la CEDO,
despre care s-a aflat din presă și nu neapărat printr-un comunicat oficial și care nu a fost explicată foarte clar. Ce garanții puteți da dumneavoastră ca prim-ministru și guvernul că nu vor exista abuzuri, pentru că în spatele instituțiilor sunt oameni totuși? Activitatea mea de 30 de ani e cea mai bună garanție. Sunt un apărător al democrației, al drepturilor și libertăților. Am fost nevoit să fiu parte la aceste măsuri de restrângere, care, repet, nu au alt scop decât apărarea sănătății și vieții concetățenilor, și ele vor fi de scurtă durată până la dispariția riscului de propagare a acestei epidemii, a acestui virus, care, iată, acționează extrem de pervers și generează foarte multe îmbolnăviri, decese. Puteți da asigurări că nu există oameni care pot profita și vor încerca să derapeze? Oricine comite o infracțiune va fi aspru pedepsit. Ok, o a doua întrebare. Dacă va abuza, evident, de situația de urgență. Câți bani vin de la Bruxelles și care ar fi prioritățile de investiții din acești bani? Deocamdată suntem certi, suntem siguri că vom avea finanțări pentru sistemul de sănătate, pentru lupta contra coronavirus, care cel mai probabil vor veni din Fondul Social European. De asemenea, avem puse la dispoziție prefinanțările, care sunt într-o sumă de aproximativ 600 de milioane de euro. De asemenea, este posibil să apară măsuri ulterioare care să disponibilizeze resurse, fie din programele care sunt destinate României, fie din resurse aflate la bugetul Uniunii Europene. De asemenea, pot fi luate măsuri de Banca Centrală Europeană care să avantajeze și România pe lângă celelalte țări europene. Dar nu sunteți pregătiți în momentul ăsta să spuneți o parte din sumă merge acolo, o parte din sumă merge în alt proiect? Nu vă pot preciza o sumă certă. V-am dat ce sume care știu eu că sunt în momentul de față posibil de a fi utilizate din fondurile europene. O chestie scurtă. Acum o săptămână ați spus că DSP-urile sunt moarte, le-ați găsit în moarte. Nu clinică. Am preluat DSP-urile în moarte clinică. Cât de repede? Cum s-au schimbat așa de repede? Pentru că am angajat personal, fructificând prevederile din cadrul decretului de instituire a situației de urgență. Sigur, am făcut demersuri și înainte de decretul pentru situație de urgență, am putut să angajăm rezidenți, medici. Aveam, de exemplu, 21 de medici epidemiologi care și-au terminat rezidențiatul, au dat examen și nu-și găsiseră loc de muncă, și pe care am reușit să integrăm. Pentru că, din păcate, în DSP-uri DSP-urile funcționau pe baza legii funcționarului public, erau funcționari publici toți angajații DSP-ului, nu se putea face angajare decât pe baza procedurilor de concurs și ne-ar fi luat foarte mult timp să facem angajări pe această cale. Evident, am apelat la medicii școlari, la asistentele școlare care reprezintă o resursă umană foarte utilă și foarte valoroasă și care au pus osul, am apelat la angajați din alte spitale care nu sunt în prima linie a bătăliei pentru a întări direcțiile de sănătate publică. Gabriela Del Pupo, B1 TV. O primă întrebare, domnule premier, luați în considerare și ajutoare pentru firmele care continuă să-și desfășoare activitatea, chiar dacă au desferit în această perioadă și își păstrează toți angajații, cum ar fi scutirea de taxe și impozite pe care aceste firme le plătesc pentru angajații respectivi? Suntem în analiză. Realitatea este că România se afla într-o situație bugetară dificilă înainte de izbucnirea epidemiei. Un deficit de 4,6% pe cash, cu mari dezechilibre, deficitul comercial, deficitul de cont curent. Spațiul de manevră bugetar și fiscal pe care îl avem la dispoziție este egal aproape cu zero. Este foarte restrâns. Gândiți-vă că vor scădea încasările și în același timp cresc foarte mult cheltuielile. Vrem ca resursele puține care le avem să le utilizăm într-un mod
cât mai benefic pentru companii și pentru angajați. Aceste resurse sunt, în schimb, limitate. Ele nu pot fi utilizate o perioadă lungă și dacă renunțăm, de exemplu, ca anumite companii care funcționează să beneficieze de scutiri de taxe, de impozite, e posibil să creăm o lipsă de resurse care ulterior să ne pună într-o situație extrem de dificilă privitor la posibilitatea de a susține cheltuielile. Și aici gândiți-vă, pensiile trebuie plătite la timp, salariile trebuie plătite la timp, toate celelalte categorii de cheltuieli obligatorii trebuie plătite la timp și în același timp trebuie să facem față unei creșteri a cheltuielilor pe sistemul de sănătate, unei creșteri a cheltuielilor pe tot ce înseamnă dispozitivul de apărare, de ordine publică, de siguranță, pe care va trebui să o satisfacem, plus măsurile pe care le-am luat de susținerea angajaților și angajatorilor. Evident, de exemplu, am creat instrument pentru întreprinderile mici și mijlocii care ajută mai degrabă companiile care se mișcă, care au activitate, care vor să investească, care au nevoie de capital de lucru. Va trebui să gândim măsuri și pentru companiile mai mari, mai ales companiile care sunt viabile, dar sunt afectate temporar, pentru a acorda diferite forme de susținere. Nu știu dacă ați remarcat, dar, de exemplu, noi am anunțat din Fondul de Mediu că programul Rabla va beneficia de 60.000 de unități, ceea ce înseamnă un stimulent pentru producătorii de autovehicule prin intermediul programului Rabla, că noi, practic, pentru 60.000 de unități asigurăm resursele financiare astfel încât se poate achiziționa mașini. Și în alte domenii încercăm să folosim diferite pârghii de stimulare, dar nu vreau să anunț o măsură până nu suntem convinși 100% că această măsură este corectă, este sustenabilă și generează efecte benefice pentru companiile care vor beneficia de această măsură. Și o a doua întrebare, știm că la fiecare spital este un plan de tratament adoptat în interiorul spitalului, dar sunt tot felul de substanțe active despre care se vorbește, cum ar fi clorochina sau chiar și antivirale, care își fac efectele. Când vom avea un plan la nivel național comun de tratare a simptomelor COVID-19? Când vom avea acest plan, îl vom prezenta. Bună seara, domnule premier. Vă referiți la tratamentele care se aplică. Mulțumesc. Să știți că aici este, cum să vă spun, e un domeniu în care nu există certitudini. Pe anumite cazuri, anumite tratamente dau rezultate, pe alte cazuri, alte tratamente dau rezultate. Evident, încercăm să introducem în România medicamente care au dat rezultate bune în alte țări. Pe de altă parte, nu poți în momentul de față să garantezi, de exemplu, că un anumit tratament face bine la toți. La unii face bine, la alții care au... Nu reușesc să înțeleg, nu sunt medic, dar este clar că trebuie folosite tratamentele în funcție de tipurile de caz și de cum răspund pacienții la tratament. Bună seara, domnule premier, Mirabela Dumitrache, România TV. Prima întrebare, vă rog. Când veți face rectificarea bugetară și dacă luați în calcul să luați bani, să alocați și pentru autoritățile locale, mai ales că ei ar avea nevoie de ajutoare pentru bătrâni? Sau veți lua bani de la alte ministere avem ca să dați la bugetul de la sănătate? Avem intenție de a aloca resurse către autoritățile locale pentru suportarea cheltuielilor sociale, pentru susținerea persoanelor vulnerabile care au fost în izolare la domiciliu și pentru care deja autoritățile locale au și cheltuit. Deci avem bani. Rectificarea bugetară o vom face, sigur nu întârziem foarte mult, probabil de ordinul 2-3 săptămâni, nu mai mult, dar trebuie să avem garanția că putem dimensiona foarte corect nivelul veniturilor și nivelul cheltuielilor pe fiecare categorie de cheltuieli, astfel încât să putem să facem o rectificare care să ne ajute și să ne furnizeze resursele financiare, de fapt alocarea resurselor de care le dispunem, de care dispunem către zonele necesare. În contextul de față, câte luni de criză economică își permite România? Sper într-o depășire cât mai rapidă a epidemiei și, în mod clar, pregătim deja o gândire de repornire a motoarelor după ce va trece. Deocamdată sunt activități care altfel sunt profitabile și care, de exemplu, transporturile. Transporturile
Sunt o activitate care a contribuit la produsul intern brut, care a permis încasarea de venituri foarte mari. Aici ne-am și luptat la nivel european și în sfârșit sper ca să fie definite culoarele de transport la nivel european, astfel încât să nu mai existe nicio problemă legată măcar de transportul de marfă, așa cum am avut în ultimele săptămâni. Și ultima întrebare, dacă îmi permiteți, având în vedere că sunt ultima, este România pregătită pentru scenariul 4? Pentru că în momentul de față, cum evoluează situația, e posibil să ajungem acolo. Deci noi luăm măsuri gradual, progresiv, măsuri care sunt luate conform unui plan, creștem permanent capacitatea de tratare a persoanelor infectate și în linia a doua, deja în linia a doua, spitale pneumologice, spitale infecțioase și așa mai departe, se crește numărul de paturi și pentru cazurile ușoare, medii, și pentru cazurile care necesită internare la terapie intensivă și, de asemenea, creștem capacitatea și pentru linia a treia. Eu am convingerea că această capacitate va crește suficient de mult și sunt optimist de felul meu. Mulțumesc. Vă mulțumesc, bună seara și ne revedem. Joi. Încă n-am stat.